Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video, de data aceasta cu un antibiotic natural, ideal de folosit acum în sezonul rece. Am curățat o ceapă pe care am scobit-o în mijloc, am ras ghimbirul, cam o linguriță de ghimbir și am să pun lingurița de ghimbir peste ceapă, în scobitura de la ceapă. Am să o fixez bine acolo ca să nu lase goluri. Și am să adaug tot ghimbirul. Iar acum am să adaug o linguriță de miere de albine, ca să pot obține un suc peste noapte, exact cum faceți și cu ridichia albă, tot așa facem și cu ceapa ghimbir și mierea de albine. Iar ca să se înmoaie ceapa mai bine și să lase sucul mai repede și din toată ceapa, am să o înțep cu furculița din loc în loc. După care am să o lăs în bucătărie de seară până dimineață, dar imediat, pentru că am înțepat-o din loc în loc, ea începe să-și lase sucul. Și această combinație dintre ceapă, ghimbir și mierea de albine vor lăsa toată seva lor și tot sucul peste noapte. Deja cât am mai stat eu un pic, ea începe să-și lase sucul și este foarte bine de folosit a doua zi, dimineața o linguriță și seara o linguriță. Foarte bun acest antibiotic și foarte recomandat pentru răceli, pentru durerile de gât. Să vedeți ce repede o să aveți rezultat. Eu ce să vă spun, vă doresc să scăpăm cu bine peste iarnă, fără răceală, fără nimic. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!